Cum faci, mă, pe somie? Are, are. Stai, stai jos. Ce face sunetul ăla de stricat, de clan, 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 clan? N-are ambreiaj? Încă nu s-a stricat. Dar cred că ciclistica e incredibilă, nu? Ai bucat să mergi? Multe pe mine care iată naked pe așa, mi se pare incredibil, da. Merge fain, pe spline îți dai seama când prinzi 200. Ce, ai mers și tu cu ea sau? Că am văzut da, da, da. Că ai postat că era... Da, 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 mi-a dat-o de dimineață. Cum ce educati, bro? 230 așa. În a treia, o Honda Kawasaki Hayabusa de 1000 e bună la 16 ani. Honda R1. Da, da, când mai vii la Suceava? Dar ești băiat de treabă. Mamă, deci efectiv e o serie de comentarii, aceleași tipuri. Sunt unii care întreabă aceeași chestie până răspuns, frate. Adică l-am văzut aseară pe unul, aceeași întrebare, vreo 20 de ore la rând. Cred că până și-a luat mut. Era o tipă, Teodora, care tot întreba, vrea să-și ia motor de 1000 și întreba dacă trebuie să te apleci peste ghidon sau să te lași pe parte. Și eram, what? That didn't even make sense. Dar n-ai niciun clip cu ce motocicletă recomandă 16 ani și poate scap de întrebarea aia. Asta ar fi una dintre ele. E foarte bună, mai ales pentru mers la Mega. Asta de aici e pentru sacoșă. Asta e să o agăți în cui. Să ajungi acasă, o pui în cui. Ce agăți? Motorul în cui? Motorul. Nu, bro, asta e pentru sacoșe, pui sacoșa aici. Ce mesaje pe Olix? Ba, eu zic că îl vând pe Moise. Am venit de pe live-ul lui Radu, spune că e cel mai tare om, vă ador. Inimioare și emoji pe Olix. La un moment dat unul comenta că vai ce cadru bun la 3 și 14. Și am dat și eu să văd ce era la 3 și 14. Era un cadru mare cu fundul tău. Da, și am, da, ok. Ok. După aia s-a luat cineva de el, băi, ești gay? La care ce, nu poți să apreciezi ceva frumos? Mai era un tip aseară care avea ceva, un scooter de 49 sau nu știu ce avea și zicea că a curățat jiglerele. A schimbat uleiul, a nu știu ce, și tot nu pornește. Ce are? Are jiglere curate în cauza asta. Ai văzut că e adâncata în Suceava? Nu, deci mă uit la live-urile tale și aflu chestii despre geografia României. Cum e vine adâncata Suceava? Zic, oh. Poți să mă urci un pic pe motorul tău, Radu? Vrei să te urci pe asta? Da. Da, ai putea să te urci. Păi acum chiar poți să faci cu da, da, aia, chiar, aia, chiar aia, ai putea să vezi că altul chiar e confortabil. Nu e, mai comfy. Asta? Da, mi se pare mai comfy. Aici nu mai e comfy. A urmat momentul în care a trebuit să intrăm pentru prima oară pe circuit în ziua de sâmbătă. Eram un pic presați de timp, pentru că vineri am pierdut 5 antrenamente și trebuia să tragem tare încă de la început. Doar că primele minute trebuia să mergem în recunoaștere, pentru că 6 sau 7 viraje din circuit au fost reasfaltate înainte de această etapă. Marcările de pe asfalt au dispărut și trebuia să căutăm alternative cât mai repede posibil. Ceea ce m-a bulversat cel mai tare era praful care s-a dat pe zonele neasfaltate, pentru că acesta părea să facă asfaltul murdar și neaderent. Tocmai din acest motiv nu am vrut să-mi testez limitele și am început să o iau ușor, ușor, iar în calificări să încerc să trag cât mai tare. După care a urmat primul și singurul antrenament înaintea calificărilor la clasa Rookie Zombie. Circuitul era foarte aglomerat și toți piloții se înghesuiau să prindă cât mai multă experiență și cât mai multe tururi pe noul asfalt. Din păcate, un pilot bulgar a avut ghinionul de a cădea fix pe acul de por unde am căzut eu, doar că pe sens invers. Din nou, marșalii stăteau pe telefoane și evident că nu-și făceau treaba și a trebuit să turez eu motorul ca marșalul de pe margine să mă audă pe mine, să-i fac semn și să meargă să-l ridice pe pilotul bulgar. Se pare că de la etapa de la naționale în care am mers și mi-am stins singur motorul, nu s-a învățat nimic și în ritmul ăsta nu cred că o să se învețe nimic niciodată. Unii nu au înțeles că până la urmă aici e vorba de viața unor persoane care se dau pe circuit și că fiecare secundă contează în cazul unui accident. Accidente care se întâmplă foarte des, pentru că aici se merge la limită și de multe ori peste limită. E normal să se întâmple accidente, e normal să fie răniți, e normal ca fiecare să reacționeze corespunzător, pentru că e vorba de niște vieți în joc. Iar dacă viața noastră nu e în siguranță, de ce să mai continuăm? Unde mergi, trădătorule? Tu filmezi? Da. Nu știu, dar nu comentăm, nu comentăm. Te rog frumos, te rog frumos. Dar ce am ajuns și eu? Tu trebuie să concurezi sau ceva? Da. Ai concurat sau trebuie? Am avut o intrare. Și? O să te uiți după ăla cel mai rapid. Tu te-ai mutat aici? La adânca ta? Da. Încă nu. Hai, urcă de pe el. Nu că... Urcă de pe el. E cam ca al tău, doar că un pic mai puternic. Bună, pe unde sunteți voi că încerc să te caut? Ce anume? E mâine, nu? Glumești, nu? Nu glumesc, acum dacă ai ajuns, du-te să-l vezi pe Paul dacă vrei că e acolo, dar e mâine evenimentul. Bune. Asta a venit pentru mine, nu pentru Huawei. Lasă că vin mâine atunci, nu-i bai. Hai mă urcă de pe ea. Nu. Hai că mâine. Facem contrareclamă. Mâine rup pușul. Ți-am zis că am mers cu ea până la aproape de Omenești și după aia mi-am dat seama că am mers în direcția greșită și m-am dus acasă. Serios? Da. Și m-a și plouat. Ție nu ți-e frică să-l lași să pleci singur de acasă? Mi-e frică, am venit cu el, a condus el până aici. La întoarcere conduc eu. Ca să fim sigur că ajungem acasă, conduc eu. De ce, BMW? Da. Auzi băiatul, motocicleta asta are semnalizare, băiatul? N-are. Are lichid de semnalizare? N-are. Chiar n-are semnalizare, e marfă. Vineri de obicei se mai fac teste la noi la echipă cu motoarele. Dacă ai chef, poți să vii și e gratis, adică nu trebuie să plătești intrare. Vreau să vin, dar să fac contratare, să facem un episod. Contra mea? Da. Aici nu mai e. Ce? Aici nu ai nicio șansă, pare. Uite, asta e accelerația.
Asta e accelerația. Și asta e frâna. Și asta e frâna spate, nu? Asta e frâna față, frâna spate, nu? Da, frâna una pe ea. Și pe cealaltă. Vârfurile pe scărițe, vârfurile. Celălalt vârf, mai confuzi. Ah, vârfurile pe scărițe, așa. Asta e aplicat, asta e aplicat. Așa. Greșit. Unde cât mai în spate. Ok, și acum te-ai aplicat. Așa? Aici, da. Picioarele aturate. Totul adunat și partea cealaltă. Așa? Așa, aia e poziția. În momentul în care vrei să ieși pe viraj, ce faci? Te ridici, împinge, vine cu pelvisul în față. Adică așa? Așa. Acum de până afară. Ah, ok, așa. Deci să mă plec, asta poți să... Așa, sta bărbia la mână. Așa? Da, aici, mai. Pot mai. Pune? Mai, asta și, da, și poziția e asta. Aici, așa. 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 Și capul, te uiți aici. Așa. Aia, ăsta de cât e motorul? De 1200 sau 1000? 1000? Ei, cât stai puterea asta? 220. 200 cât? 220. 220? La roată. Facem vlog de pe camera lui Radu. Acum noi ar trebui să-l filmăm pe el. Da, dar decât să vă uitați la Radu timp ce merge, mai bine vă uitați la mine, că e mult mai tare. Subscribe la Bucharest Bike Traffic. Apoi prima sesiune de calificări. Din nou toată lumea se înghesuia pe circuit. Toți încercam să prindem cât mai multe tururi și mai important, un tur foarte rapid care să ne pună cât mai în față pe grid. Tot circuitul era aglomerat și era greu să găsești o zonă în care să poți deschide gazul. Mi se părea că toată lumea e agitată și nu m-am simțit neapărat în siguranță și în largul meu. Am reușit să merg în 53.2, ceea ce însemna locul 9 pe grid, dar pentru mine nu era suficient. Din păcate, sesiunea de calificări s-a terminat cu steag roșu, pentru că pe acul de păr de dreapta un pilot a pierdut aderența, a căzut, motocicleta a început să se rotească pe circuit, să se facă bucăți, iar toți ceilalți care eram pe circuit nu aveam să mai scoatem un timp bun. Ești bine? Ești ok? Din fericire, Radu și Vali erau pe circuit pentru a trage câteva cadre și au sărit imediat în ajutorul pilotului. Nimeni nu a fost rănit, iar motocicleta a fost adusă înapoi la boxe pentru a constata daunele. Partea bună e că n-a căzut Radu, partea rea e că a căzut cineva asta. A zis că a făcut varză motorul. Tocmai când credeam că a căzut și Radu, n-a căzut. Da, știi, și poate nici nu l-a văzut. Da, și data trecută, ce s-a întâmplat? Radu, un lucru aveai de făcut, se anume să cazi și nici aia n-ai făcut bine. Bă, taci, cu asta nu se juca, nu se gumește. Eu m-am speriat, ce n-ai idee, nu te-am apăcut gena era. Nu cred că a căzut la dumneavoastră, de căutam, pe-am de căutat până acum. A venit toată lumea mai puțin cum și așa. Da, și eram, nu cred. A căzut exact în fața mea. Nu m-am avântat așa. Locul nou până acum. Eram cu tipul ăla, cu tipul amic și era gen comunica fiecare chestie pe care o faci. Cu cine? Cu tipul amic? Da. Răzvan? Da. Băiat foarte. Foarte cum se cade. Mai da treaba, da. Știu, știu, știu. Mai ales la 12 ani. Alții nu sunt așa la 40. Deci, abia aștept să văd posturile de Insta al lui Radu, știi? Hashtag Ducati for life, hashtag Ducatisti, hashtag Ducati lifestyle, Ducati corse. Partea n-așpa știi care e acum? Trebuie să stau așa. Gen, are zoom în el și astea? Da, asta poate să fac, uite asta. Aha. Dacă avea motorbike-ul de ăsta, la BMW, la BMW. Mamă. Direct 5 cai. Ce vorbești, mă? 1.42 ești, nu? Cum a fost? Cum te-ai simțit azi la circuit? A fost pentru prima dată la circuit când a fost răcoare dimineața. Am stat cu hanorac până pe la aproape de 12 km. E nașpa și să fie diferența asta. Și deci, apoi a fost prea cald la tine în Q1, în Q2, pe chiar era cald. A fost bine pentru caucicuri, de deosebire de dimineață. Gata și calificările. Din fericire, comparativ cu intrările de dimineață, am reușit în sfârșit să tragem de motor și să deschidem gazul. Am mers în prima calificare 1.54 punct, ceva absolut groaznic. Am ieșit pe poziția a 9-a. Nu era chiar rezultatul la care mă așteptam, dar ce să vezi, a venit și calificarea a 2-a, în care am zis că ok, ori o facem lată, ori mergem și luăm pole position. Și am avut mare noroc că ne-a ieșit și de data asta. Comparativ cu prima sesiune de calificări, am reușit să-mi intru în ritm, să nu mai prind piloți întârziați și să fiu capabil să deschid gazul mai repede. Am mers 1.50.1. Sincer să fiu, sunt destul de dezamăgit de timpul ăsta. Weekendul ăsta mă așteptam să mergem 45-46, dar în niciun caz 50.0. Vedem ce e mâine în cursă, dar nu mă aștept la rezultate foarte bune, pentru că din nou gumele nu sunt noi, locuțele cum și cum. Vedem ce zice și Florin și ce se întâmplă. Nu e nici pe departe ce mă așteptam de la weekendul ăsta. Din păcate, ieri a plouat, nu am putut să facem intrările. Azi am avut doar 5 intrări, dintre care două de dimineață în care am mers absolut groaznic. Nu mai eram obișnuit cu motocicleta, nu aveam un feeling pozitiv.
efectiv. Știam că gumele sunt tocite, știam că plăcuțele sunt tocite și n-am avut niciun pic de încredere în motocicletă, de asta nici n-am deschis gazul și am preferat să merg în ritmul meu și să mă simt confortabil. Dar nu ne-a prins deloc bine, pentru că în calificare am mers sub orice critică. Nimeni nu s-a așteptat, toată lumea era surprinsă. Wow, dar tu ce ai pățit? Ce s-a întâmplat cu tine? Știi că, știi, am făcut o motocicletă praf, până acum nu mai vreau. Și până la urmă, motocicleta ca motocicleta, dar am dat cu fundul de pământ de două ori până acum și mi-a ajuns. Cu toate că e imposibil să eviți așa ceva, am zis să reduc riscurile pe cât de mult posibil. Asta nu e evoluție și nu sunt mulțumit deloc de asta. Sincer, mă așteptam să mergem un pic mai bine și cursa asta să facem un timp mai bun decât cursa trecută, dar vedem ce va fi mâine.